Bun găsit tuturor! 5 piese într-un EP, asta ne oferă în această toamnă Lucia, prin discul Imersia, un produs indie art pop cât se poate de modern, cât se poate de actual. Un sunet deloc claustrofob, deși poate v-ați fi așteptat la altceva. Nu cred că veți fi totuși dezamăgiți dacă ne gândim că este rezultatul emoțiilor și gândurilor trăite de Lucia în perioada de pandemie, așadar cu atât mai mult ar trebui să vă trezească curiozitatea. Bun găsit, Lucia, și îți mulțumesc că ești alături de mine astăzi. Eu îți mulțumesc de invitație. Spune-mi, te rog, ce înseamnă Imersia, de fapt, și cum s-a născut? Ideea proiectului a pornit fix de la nevoia asta de a ne apropia din nou cumva de public, fără să ne apropiem fizic. A pornit, cum i-am zis noi, ca un copil de pandemie, un bebeluș pandemic. Numele, întregul concept s-a născut când noi am creat proiectul cu care am, pe care l-am depus la AFCN, care au și cofinanțat materialul pe care îl lansăm. Și eu inițial... Păi bine, ce a scris în proiectul ăla? Exact ce am făcut, și anume că o să facem un material, un EP cu 5 piese și că o să facem o filmare cu varianta live a pieselor respective, cu înregistrat într-o pădure, cu audio 360 imersiv, de ascultat în căști, asta o să menționez de 100 de ori, ca să asculte lumea și să se imerseze complet în materialul respectiv, tocmai ca să umplem gaura asta de apropiere dintre public și artist. Și în al doilea rând, ideea cu pădurea a venit de la faptul că, ok, vrem să ducem oamenii într-un spațiu în care să-i facem să se simtă, nu știu, fascinați de ce se întâmplă în jur. Ce loc mai bun decât un loc afară, în natură, locuri pe care nu prea le-am mai văzut. Cel puțin în perioada de lockdown, când am și meșterit proiectul respectiv. Și ce pădure ați găsit voi? Unde ați fost? Am filmat în pădurea Comana, este o rezervație naturală protejată. Și cu acordul lor am filmat acolo chiar... fun fact, chiar lângă izvorul Cunuc, se numește, unde aparent a murit Vlad Țepeș acum foarte mult timp. Deci este și un loc istoric. 5 piese așadar pe acest produs, aș spune eu, se putea mai mult, pentru că odată ce-l asculți, clar îți dorești mai mult. Muzica ta dă dependență, nu știu cum se întâmplă, că mi se pare că se termină prea repede. De ce doar 5 până la urmă? Am vrut să scoatem un material scurt, dar cele 5 piese oricum vin din foarte multe demo-uri de pe shortlist-ul materialului și au rămas în continuare foarte multe pe din afară, să zic așa, pe care le vom lucra pe viitor, pe care, nu știu, cărora să zic, nu le-am dat de cap neapărat. Dar în același timp, pe materialul ăsta există și piese, de exemplu piesa Rogue, este o piesă, să zic, în lucru de aproximativ 4 ani, pentru că este bazată pe un demo compus de Alexei Țurcan, în momentul în care lucram la albumul Samsara. Și la momentul respectiv a rămas într-un sertărel, eu nu mi-am mai bătut capul, am zis, măi, nu-mi iese nimic, nu, hai că o lăsăm departe. Și cumva... anul trecut, de fapt acum 2 ani, m-am apucat din nou să lucrez la ea și după multe, multe modificări a ajuns exact în punctul în care o aud de lumea acum în variantă finală. Spune-mi, văd eu bine, piesele au practic două denumiri? Adică văd Rogue și în paranteză The Flight? Da, fiecare i-am oferit câte un titlu alternativ. Pentru că mi-am dat seama că toate sunt cumva, au un personaj principal. Deși ele nu sunt legate între ele conceptual, exact cum am făcut pentru Samsara, nu e neapărat un material concept, dar până la urmă a ajuns cumva tot un fel de material concept, pentru că, după cum am și zis în ce am mai comunicat online, ele sunt cumva toate vecine într-un sertărel în mintea mea și fac parte cumva din aceeași familie. Deci, de acolo titlurile alternative și... avem și reprezentări vizuale foarte frumoase pentru fiecare dintre piese și pentru albumul întreg, făcute de Matei Băcanu, cunoscut sub titlul online de Un Matei.
Spune-mi, te rog, pentru că tot am atins, iată, o piesă din acest EP. Vorbește-mi despre versuri, vorbește-mi despre piese, până la urmă. Unde ai ajuns tu cu această latură a creației tale? Ce ne oferă aceste piese ca element nou? Și, în principiu, descriem fiecare piesă în parte, pentru că sunt sigur că cei care ne ascultă nu au apucat momentan să prindă discul. De vineri, el va fi de găsit pe streaming online peste tot, însă mă întorc la întrebare. Povestea pieselor. Da, pot să iau așa în ordinea în care vor fi pe album. Prima piesă este piesa Simple, care povestește un pic despre cum absolut totul în viață este atât de simplu, dar atât de complicat în același timp. Și despre cumva sindromul ăsta al oamenilor care spun: a, e foarte simplu, atunci când tu ai o problemă destul de serioasă, o angoasă. Stai liniștit, e foarte simplu. Și am auzit chestia asta de atât de multe ori. Și, un clișeu. Da, și cumva piesa Simple are un subton destul de ironic, dar este și cea mai distractivă dintre ele, să zic așa, pentru mine cel puțin. Din acest motiv este prima? Setlist-ul albumului s-a făcut evident după cum sună ele una după alta și cum se potrivesc ca tranziție și ca stare, cumva asta e ideea, pentru că următoarele două, Who și Rogue, ambele sunt destul de, deși sunt up-tempo, sunt destul de apăsate și sunt destul de, arată cu degetul puțin, sunt destul de defensive, ofensive, nu știu cum să le zic, sunt mai supărate. Și după... N-ai ratat șansa de a ne introduce cumva într-o analiză proprie și personală, folosind pentru asta coloana sonoră pe care ai creat-o, de fapt. Da, pentru că până la urmă sunt lucruri pe care le învârt pe toate părțile în capul meu și atunci când le spun cu voce tare și mai exact le cânt, cumva au o rezolvare mult mai ușor decât... Dar de ce faci asta? De ce nu faci și tu ceva care să intre pe UTV, pe ZooTV și pe alte asemenea posturi? De ce ne complicăm când poate fi atât de simple? Nu e ce zic eu acolo în postul respectiv, nu e nici atât de adânc, atât de deep. Mm-hmm. Dar este cumva, sunt lucruri pe care am avut eu nevoie să le aud zise cu voce tare. Ești tu, este vorba despre tine. Sunt gărgăunii mei. Uite, așa aș putea să le spun celor cinci personaje. Sunt gărgăunii. Ei sunt. Motiv pentru care ajungem la patru, la Backseat, da. The Noise. Wow, Backseat a devenit o piesă atât de emoțională pentru mine încât atunci când am registrat varianta live, avem o variantă, varianta live, ca să mai spun, conține și violoncel, care face totul oricum de 100 de ori mai emoționant și mai stăteam acolo cu lacrimile în colțul ochiului. Pe cine trebuie să salutăm la violoncel? Mihai Grigore la violoncel și în filmarea respectivă, să fac așa o listuță foarte scurtă, avem Dănuț Georgescu la tobe, Dănuț Georgescu la tot. De obicei, da. Da. Matei Pușcaru la bas, Teodora Opriș backing vocals și Lucian Naste pian și chitară. Și echipa de filmare a fost tot de la noi in-house cu Vladimir Ivanov, pe care îl mai găsiți și la sunet și la trupa Pinholes. El a regizat și a montat, a făcut partea de video. Sergiu Mitrofan, pe care îl găsiți și la video și la trupa Byron la pian, Laszlo Demeter, pe care îl găsiți și la trupa Byron la bas și la video la acest video. Deci totul e in-house. Și ca să închid paranteza, in-house înseamnă overground music, despre asta este vorba. Exact, acolo sunt... Avem aici... Iată, se vede acolo. Doar că e în oglindă, da. Și asta... Pe cine salutăm? Salutăm pe colegii de la trupa de Monogex. Colegii de la trupa de Monogex, dacă mă aud, pot intra un pic în cadru? Da, suntem aici. Nimeni nu vrea să intre în cadru. Nimeni nu vrea să intre în cadru. Bine, data viitoare, cu următoarea realizare de Monogex, dacă mă auzi, vă așteptăm la RFI. Da. Așa. Deci rămâsem... Rămăsesem la Backseat, la The Noise, și îmi spuneai de ce această piesă este una dintre cele mai emoționale, de... The Noise fiind în cazul ăsta evident zumzetul ăla pe care îl are toată lumea în fundul creierului. Și ultima este All of the Worlds, care este o piesă destul de diferită
pentru că se termină într-o absolută nebunie, cu tobe, cu sinturi, cu tot ce-ți poți imagina creativ, venind din partea lui Alexei Țurcan, de asemenea, și a lui Dănuț Georgescu. Și All of the Worlds, care este The End, e bazată cumva pe conceptul ăla de butterfly effect, de efectul fluturelui care, dacă dă din aripi într-o parte a globului, cauzează o tornadă în partea cealaltă a globului. Cristi? Da, suntem în online, e ok, în online se pot întâmpla atâtea lucruri, este absolut firesc pentru cei care ne urmăresc. Întrebarea mea acum ar fi, de unde această nevoie de a te întoarce spre natură până la urmă? Pentru că ați înregistrat muzica aceasta live în pădurea Comana, însă pe lângă asta albumul apare într-o formă inedită. Exact, albumul o să fie disponibil sub formă de art print, și anume poster, mai pe românește, cu artwork făcut de asemenea de Matei Băcanu. Și am luat decizia asta pentru că am zis vreau să eliminăm complet plasticul. Dacă tot filmăm în pădure și dacă tot avem nevoia asta de apropiere de natură din nou, hai să nu mai facem totuși și CD-uri din plastic. Pentru că, în primul rând, oamenii nu prea mai ascultă CD-uri, dar știu, sunt piese de colecție, dar în același timp și un poster poate fi o piesă de colecție, se pune frumos pe perete, e frumos la ochi să vadă lumea ceva frumos în casă. Bine, pe lângă acest poster, e clar că suntem încurajați să consumăm Spotify și astfel de platforme online care dictează astfel astăzi în muzică. Spune-mi, Lucia, cum intenționezi să promovezi această realizare? Lansarea, înțeleg că este pentru prima dată în afara țării. Da, în mod surprinzător ne vedem la Budapesta, cu cine mă voi vedea. Ne vedem la Budapesta, la Bush, este festivalul de showcase din Budapesta. Chiar în ziua în care lansăm pe platformele de streaming materialul, și anume 22 octombrie, vineri. Iar pe 24 apare materialul live, care apare pe YouTube și pe showroom.overground.ro, care este platforma, este Netflixul de concerte creat de Overground Music. Și Mai departe de aici? pe lângă Vezi mai departe de aici? De ce ar urma? noi sperăm să putem să facem și o lansare fizică la un moment dat, efectiv să facem un concert frumos, eventual o proiecție pentru filmare. Eu am sperat până în ultima secundă și mi-am imaginat că hai că poate reușim să facem un eveniment, dar în perioada asta știi foarte bine cum decurg lucrurile și na, am hotărât că mai bine rămânem în online exact cum plănuiserăm inițial, pentru că asta a fost cumva scopul proiectului, ideea principală. Lucia, te întreb pe tine acum și pentru că psihologia nu e departe de tine. De ce este important până la urmă să facem să trăim această evadare pe care ne-o propui tu acum? De ce este important, dincolo de muzica pe care poate unii oameni o cunosc, poate nu, de ce este important să luăm căștile, să le punem pe ureche și poate să închidem ochii și astfel să ascultăm, pur și simplu? pentru că știu că foarte mulți oameni nu-și alocă timpul respectiv pentru a face chestia asta și știu ce diferență enormă face în calitatea vieții, dacă are sens. Pur și simplu, dacă îți iei și 5 minute și 10 minute să-ți bagi căștile în urechi, să asculți un pic de muzică, indiferent ce ar fi, nu zic că trebuie să fie neapărat muzica noastră, indiferent despre ce muzică e vorba, în momentul în care faci asta, în primul rând, îi dai creierului tău o mică pauză și îi oferi ceva frumos. Și de ce să fie imersia? Pentru că a ieșit foarte mișto. Pentru că există atât de multe detalii ascunse pe acolo, sprincăluite, nu știu cum să le zic, presărate în albumul Imersia, încât este și păcat să nu fie ascultată cel puțin o dată cu atenție, cu exact cum am mai spus de foarte multe ori, ascultatul conștient și atent. Ar fi păcat. Există atât de multe lucruri care ar surprinde ascultătorul în momentul în care e complet concentrat pe muzică,
Chiar sunt convinsă că o să fie oameni care o să spună, am avut parte de comentarii de oameni care au spus, wow, abia la a treia ascultare am auzit aia acolo. Și cumva, inclusiv dacă mie îmi face plăcere să le ascult, asta este un, asta pentru mine este un barem sau nu știu cum să-i spun, un punct de barem foarte important. Da, bine, asta mă duce la o altă ultimă întrebare. Cât de importantă a fost pentru tine această experiență în această perioadă, imersie? Foarte importantă, pentru că a fost lucrul în care s-a, în jurul căruia s-a învârtit toată activitatea mea. Și am avut ceva care să mă țină ocupată și am avut un lucru extraordinar de frumos. Am zis frumos de 100 de ori în interviul ăsta. E prea dimineață. Un lucru care m-a captivat și pe mine. Și deși a fost și foarte mult stres la mijloc și foarte multă muncă și nu-mi vine să cred în sfârșit că suntem la capăt de drum și că în sfârșit lansăm materialul și că e aici, e gata. Pe lângă asta a fost o experiență foarte faină. Și pe toți ne-a ținut în priză cumva. Cu forța, obligați, forțați, hai că trebuie, trebuie, trebuie. Și tocmai de asta m-am bucurat cumva că am făcut proiectul ăsta în colaborare cu AFCN, cofinanțat de AFCN, pentru că am avut deadline-uri pe care am fost obligat să le respectăm. Ceea ce în viața unui artist este foarte important. Dă-i artistului deadline. Spune-i, trebuie să fie gata albumul până în octombrie. Dacă nu, l-o să fie gata. Da, albumul va fi disponibil de vineri pentru streaming și download pe toate platformele digitale importante. Imersia, înregistrat, mixat la Unda Recording, Alexei Țurcan, Dan Georgescu, alături, masterizat de Emil Dragomirescu de la Tides Audio, un proiect, așa cum spunea și Lucia, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Țin să spun asta, pentru că este foarte important în această perioadă să susțină cineva și creația, să ajute cineva să existe și astfel de proiecte. Lucia, te felicit pentru ceea ce ai reușit alături de echipa ta, de oamenii dragi ție. Felicit Overground pentru ceea ce reușește să facă în continuare în aceste condiții vitrege și îți mulțumesc tare mult pentru această discuție. Eu mulțumesc!